Bună dimineața, sunt Claudiu Cazacu. În ediția de astăzi a Daily Briefing, webinarul nostru, vom vorbi despre cele mai transacționate instrumente, începând cu euro-dolar. Euro-USD s-a menținut pe o evoluție laterală în ultimele ședințe, o evoluție care probabil că ne pregătește ceva. Haideți să luăm întâi imaginea de ansamblu. Suntem pe un trend de apreciere, însă în apropierea unei linii de trend, vizibile chiar pe un grafic weekly, o linie de trend descendent care vine de la jumătatea anului 2008. Este o regiune în care prețul va trebui să se hotărească. Avem elemente care ar putea teoretic să însemne șansa unei respingeri a EURUSD din această zonă, din această linie de trend descendent. Aceste elemente însă sunt fluide din moment ce situația, dincolo de incertitudinile tradiționale legate de politica monetară, există o incertitudine legată de situația din Orientul Mijlociu, Africa și chiar și consecințele catastrofei din Japonia. În momentul de față, această ezitare se vede în evoluția EURUSD printr-o mișcare laterală. Vedem cu o pantă foarte ușor ascendentă pe un grafic H1. Am discutat că mișcarea de corecție inițiată imediat după acest vârf de la 1.4247 a fost egală cu cea de-a doua. Prețul însă a urmat întru totul logica acestei strategii, corectându-se până în 61.8. În momentul de față, teoretic, toată această dinamică ne pregătește pentru o mișcare mai hotărâtă. Ar fi prematur să spunem în ce direcție, cel puțin dacă ne uităm exclusiv la grafic. Putem însă să fim atenți la următoarele niveluri. Putem să fim atenți la o străpungere a zonei 1.4020, care ne-ar duce cel mai probabil și sub linia de trend. O închidere însă sub linia de trend ar fi relevantă pe un grafic daily. Deci dacă închidem la finalul zilei sub această linie de trend, deci undeva sub 1.40 măcar, acela ar fi un semnal negativ. Dacă rămânem pe un grafic H1, atunci vom căuta niveluri mai apropiate și pentru aceasta vom folosi un set de retrageri Fibonacci pornind de la acest impuls ascendent. Nivelul de 61.8 este foarte apropiat de cel de 1.4020, de aceea îl vom lua drept suport următor pe nivelul de la 1.3978. În cazul unei respingeri din această regiune sau chiar a menținerii pe linia de trend, cu siguranță prima rezistență de urmărit este cea dată de acest maxim local, 1.4148. Pentru zona euro, ceea ce ghidează, să zicem, piețele, este în continuare sentimentul privind Portugalia și chiar Grecia și Irlanda. Ratingul Portugaliei și Greciei a fost coborât ieri de către S&P, ducând la o mișcare descendentă pentru EURUSD. Ulterior a intervenit o recuperare însă care nu a ținut foarte mult. Suntem într-un range și deși aspectul este destul de ciudat, totuși ideea de bază este cea a unei nehotărâri. Vreau să ilustrez aici două linii de trend, nu neapărat o formațiune de tip triunghi, fiindcă nu putem asimila aici dezvoltarea cu un triunghi simetric. În ceea ce privește dolarul american însă, avem un alt oficial Fed, James Bullard, care a reluat o temă pe care a deschis-o în weekend. El a spus că Fed ar putea decide întărirea politicii monetare înainte
ca perspectivele economiei globale să devină din nou clar optimiste. Asta înseamnă că nu ar fi nevoie ca neapărat ca situația din Orientul Mijlociu să se lămurească sau să existe un semnal clar că situația din Japonia nu afectează puternic economia mondială. Practic, politica Fed ar fi independentă de acest lucru. James Bullard nu votează anul acesta, însă declarațiile sale se adaugă peste cele ale altor oficiali, sugerând că o politică monetară ceva mai restrictivă în Statele Unite este posibilă. O politică monetară mai restrictivă înseamnă, teoretic, un dolar mai puternic și mărfuri și piețe de acțiuni defavorizate. Ceea ce urmărim astăzi, însă, privind înspre evenimentele care ne așteaptă, cel mai important lucru este raportul de la 3 și un sfert. Este vorba de numărul de slujbe create în sectorul privat din Statele Unite. Se așteaptă o valoare de 205.000, în ușoară scădere față de cea anterioară de 217.000. O valoare peste așteptări iar fi pozitivă pentru dolarul american, ar putea însemna alunecarea sub linia de trend inferioară și posibil chiar și sub 1.40-20. În estimările noastre, cifra publicată ar trebui să depășească 200.000, dar nu putem avea certitudinea că surpriza va fi atât de puternică încât să genereze acest rezultat. Dacă totuși vedem o valoare care se depășească, să zicem, 225-230.000, atunci reacția ar trebui să fie una pozitivă pentru dolarul american în logica normală a evenimentelor. Pentru lira sterlină am avut aceeași evoluție laterală, însă lira sterlină vine după o perioadă destul de lungă de depreciere, vedem. În momentul de față am putea fi tentați să vedem această structură ca un double bottom. Pentru acest lucru e important ca închiderea pe H1 să se facă fie acum, fie în ora următoare, peste nivelul de 1.60-40. Dacă nu reușim să închidem peste 1.60-40, atunci mai degrabă vom reveni cel puțin către jumătatea range-ului, undeva înspre 1.59-80. Pentru lira sterlină, evenimentele semnificative de astăzi se reduc la vânzările măsurate conform indicelui CBI la ora 1 și discursul unui membru al Consiliului de Politică Monetară la ora 6:30. Dar mai probabil este ca atât pe euro USD cât și pe GBP USD dinamica în privința dolarului american să fie cea dominantă. Pentru aceasta suntem atenți dacă datele orei 3 și un sfert vor indica o economie a Statelor Unite care reușește să creeze slujbe sau nu. Dacă dezamăgește, atunci dolarul este defavorizat și euro și GBP USD au o șansă. Pentru piețele de acțiuni, în ciuda unor semnale relativ slabe venite din Statele Unite de ieri, tendința, dincolo de o ezitare de scurtă durată, trecem pe un grafic H1 ca să vedem acest lucru, dincolo de acest fenomen, totuși piețele au avut o tendință pozitivă. Datele slabe au fost cele venite din zona prețurilor imobiliare. Indicele prețurilor imobiliare a scăzut cu 3,1%. Putem spune că această valoare era așteptată, dar totuși este un semn de confirmare al trendului de scădere a prețurilor caselor în Statele Unite. Nici măcar programul de achiziții de active nu s-a încheiat și totuși prețurile imobiliare scad și încep să se apropie de minimele atinse în 2009, ceea ce nu este deloc un semnal bun. În plus, încrederea consumatorilor măsurată de Conference Board a scăzut la 63,4 de la 72 luna trecută. Semnalele acestea nu sunt foarte bune, cu toate acestea, piețele de acțiuni au crescut.
Am văzut de asemenea și vom vedea și pe aur și pe petrol o reacție pozitivă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că piețele mai degrabă s-au gândit că dacă vin vești slabe din economia Statelor Unite, asta înseamnă că Fed nu se va grăbi, în ciuda unor declarații ale unor oficiali poate mai agresivi, mai pasionali în privința politicii monetare, s-a mizat pe faptul că dacă economia este încă slabă, atunci Fed va mai amâna retragerea lichidităților. Lichidități în sistem înseamnă șanse pentru piețele de acțiuni și de mărfuri și, evident, un impact negativ asupra dolarului american. Este ceea ce s-a petrecut în după amiaza și ulterior în ședința de ieri. Suntem pe un trend ascendent, probabil că ne înscriem pe o tendință de consolidare în momentul de față, dar aceasta nu înseamnă încă neapărat final de trend. Nu avem acest semnal, dar aș vrea să fim atenți la câteva elemente. Unul dintre ele ar fi faptul că suntem în zona lui 78.6, fără a fi închis, este drept pe un orizont H4, fără a fi închis peste acest 1321,4 puncte. Chiar și dacă închidem peste acest nivel, avem o serie întreagă de rezistențe destul de apropiate. 1325,2, 1333,3 puncte. În plus, folosind expansiunea ultimei corecții importante, suntem în zona, poate se suprapun niște niveluri aici, dar 1321 de puncte este un nivel foarte important. Nu am închis încă deasupra lui, deci, deși este anticipativ, în momentul de față aș urmări cu mare atenție ce se întâmplă aici. Dacă prețurile reușesc să străpungă această zonă, atunci 1325 sau 1333 ar fi următorul nivel de rezistență important. Altfel, suportul este dat de linia de trend și, deși pe termen scurt mișcarea este dominată de optimism, trendul este clar unul de creștere, totuși aș fi prudent în ceea ce privește șansele piețelor de acțiuni în continuare, din moment ce petrolul, și vom trece acum la prețul petrolului, nu dă semne să se corecteze brutal. Petrolul, ieri relevasem o formațiune de tip triunghi, iată un false breakdown, o închidere doar la nivelul unei ore de tranzacționare sub această linie inferioară și apoi o revenire. Teoretic, un asemenea setup înseamnă că dintr-o dată șansele cresc pentru o străpungere a liniei superioare a triunghiului și o interpretare acestuia ca formațiune de continuare. Din moment ce situația însă în Orientul Mijlociu este în continuare în dezvoltare, vedem acolo tensiuni în Siria. Pe de altă parte, vedem faptul că în Libia rebelii capătă încredere și reușesc să recâștige cele mai multe dintre orașe, urmând bătălii importante împotriva forțelor lui Gaddafi. Cu toate aceste elemente, Siria, dezvoltările din Libia, totuși petrolul este foarte, pare foarte puternic. Această evoluție laterală, cu cât ea se prelungește, șansele, în momentul de față, șansele ar spori pentru o continuare a traiectoriei anterioare a petrolului. În cazul în care închidem peste această linie de trend și nu avem iarăși o surpriză de genul celei de ieri, atunci un prim nivel vizat ar fi 117,24, acesta este nivelul corect, dincolo de care un maxim intermediar la 118,47. Asta, dacă nu aplicăm aceeași tehnică a proiectării amplitudinii triunghiului și a obținerii unui nivel, în funcție de nivelul de breakout, el ar putea fi undeva spre 119,81. Observați, a coborât nivelul și va coborî pe măsură ce timpul trece dacă nu se produce un breakout. Dacă mergem
sub linia inferioară, atunci dintr-o dată trebuie să luăm în calcul mai multe niveluri și eu aș propune varianta prudentă abia la o închidere sub minimele de la 113.05 ne-am gândit la o continuare a mișcării descendente. De ce? Fiindcă, tocmai fiindcă a existat deja o păcăleală la mișcarea pe această direcție. Sub 113.05, targetul ar fi undeva înspre 109.76, calculat tot cu această amplitudine, poate ceva mai sus. În ceea ce privește aurul, el a evoluat într-un range în cursul ședinței de ieri, un range dat de contextul declarațiilor lui Bullard, pozitive pentru dolar și deci negative pentru aur, și ulterior o tendință de apreciere dată și de veștile slabe din Statele Unite. Vești slabe înseamnă, spuneam, șansa prelungirii măsurilor de lichiditate și de relaxare monetară neconvențională și asta înseamnă bani care pot să intre și în piețele de mărfuri, pot să intre și în piețele de acțiuni, pot să intre și pe aur ca o protecție împotriva riscurilor inflaționiste. Vreau să reiau sugestia de a urmări la 3.5 datele raportului ADP și, de asemenea, în ceea ce privește petrolul, dacă avem expunere pe petrol, să aruncăm o privire pe crude oil inventories. Stocurile de petrol de la 5,5 se așteaptă o creștere cu 1,6 milioane de barili. Datele unui raport al industriei locale din Statele Unite au arătat o creștere peste așteptări. Datele acestea vin de obicei marți și ele nu sunt reluate pe Forex Factory, deoarece datele oficiale, cele mai importante, sunt cele de miercuri. Dar un anumit ghidaj orientativ ne oferă și aceste date accesibile prin fluxurile de știri. Deci, dacă este să credem în puterea de anticipație acestora, stocul ar putea să crească cel puțin cu 1,6 milioane de barili. Rămâne de văzut dacă se va confirma sau nu această idee. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi de tranzacționare și nu numai, foarte reușită. La revedere!